Eu îmi cer scuze că am întârziat. Vă rog frumos să mă scuzați. Spune la vot. Da. Dacă o scuzăm. Am câte două trei dacă trebuie să-mi spune ce ați discutat și după aceea trecem la continuare. Dacă se poate, clar, trebuie să-i dăm asta. Da, sigur. Am discutat primul punct de pe ordinea de zi. Iată. De pe agenda am venit cu o modificare, un pic de economie, măcar într-o parte. Nu înseamnă economie asta. Am venit cu propuneri de a modifica articolul 3 al regulamentului Coaliției Antidiscriminare și respectiv de a substitui numărul membrilor Coaliției de la 5 persoane cu membrilor Consiliului. Persoane, exact, Consiliului. De la 5 persoane cu 3 persoane. Și respectiv ca deciziile la ședințele de lucru ale Consiliului și la adunarea generală a coaliției să fie luate cu o simplă majoritate. Am modificat și articolul 3.4, în care sună că Consiliul poate decide într-un anumit quorum și anume 2 din 3. Și am ajuns la al doilea punct de discuție pentru alegerea noului Consiliu al Coaliției, adică al doilea mandat de când s-a creat Consiliul. Și am avut prezentarea Hyde Park, CNTM, secolul 21 și IDOL. Am ajuns la Angelica cu Gender Docam. Și dacă dumneavoastră decideți să candidați, faceți o mică prezentare. Este ceea ce am făcut de mulți ani și vom face de azi înainte și vom fi foarte activi aici pentru că problema este foarte majoră și este problema numărul 1 a comunității cu care lucrăm noi. Deci, indiferent, vom fi noi membri a Consiliului, nu vom fi noi, vom fi membri activi a Coaliției și vom lucra foarte activ. Eu cred că, din partea Centrul Național Romilor, lasă loc pentru organizațiile care doresc să fie activi sau să împlinse activ ceea ce ține de activitatea Coaliției. Dar dacă îmi permiteți, eu vreau să vin aici cu câteva propuneri. Pentru că am înțeles că în ultima ședință ați avut discuții foarte aprins și ține despre excluderea unor asociații. Eu am trimis un mesaj, dacă ați văzut, nu știu, am trimis lui Pinițic Mer, pe ședință, am rugat să fie trimis pentru toți participanții. Referitor că am ieșit împotrivă la faptul că au fost excluse alte organizații. Și din punctul meu de vedere, consider că asta a fost un lucru neargumentat. Așa. Și, doi, competența Consiliului de a exclude pe acești candidați, membrii coaliției. Deși este nevoie, spre exemplu, una din teme care vreau eu să le ridic, este vorba despre dacă noi, ca coaliția nediscriminare, suntem eficienți în atinge scopul primar. Dar asta cred că e o abatere de la tema, nu de la ordinea de zi și ar trebui să examinăm la diverse sau la alt punct de pe okay, ordinea de zi. Acum noi alegeam Consiliul 1. Deci eu acum vin cu întrebarea, sugestia asta ta. Deci, pentru că asta vizează în același timp și ceea ce ține de modificarea, cum zici? Regulamentul, unu, compoziția Consiliului și așa mai departe. Deci astea toate trebuie să fie în temă. Dacă îmi permit să răspund, nu a fost Consiliul cel care a exclus, a fost adunarea generală, de fapt, și prin adunarea generală a fost exclus și membrii. Nu a fost Consiliul, a fost adunarea generală. Deși au fost prezenți foarte puțini membri, dar a fost adunarea generală. Și oricum e de competența Consiliului să facă asta. Deci noi trebuie să susținem sau să asigurăm că legea sau proiectul de lege antidiscriminare participă societatea. Prin intermediul Coaliției Discriminare, noi încercăm să aducem un grup cât mai larg, cât mai divers, de reprezentanți care se implică în ceea ce ține de comentarii, sugestii și așa mai departe. Asta e unul. Prin atingerea obiectivului dat, este nevoie, spre exemplu, ca coaliția să slăjească, actorii săi, diversitatea sa, având cât mai mult, susținători, organizații care au diferite domenii. Odată voi și excludeți organizațiile astea din coaliții, asta nu înseamnă că coaliția își limitează capacitatea de a fi diversă. Ok? Deci prin asta vă reduceți sau diminuați rolul obiectivului dat.
Asta e unul și care eu consider că este o greșeală. Da? Și iarăși trebuie să țină cont că obiectivul primar de formare a coaliției este de a susține și a promova în continuare ca să fie, existe lege, o lege care protejează toate grupurile, indiferent de cine sunt el. Da? Poate lăsăm subiectul ăsta pentru altele sau diverse. Ce îți spune să punem la vot următoarele candidaturi? Angelica din partea Gender Docem, Hyde Park cu Oleg Brega, Tatiana Bușu de la secolul 21 și idom în persoana lui Radu Bobeică. În luna mai, când au avut loc alegerile, de fapt au avut loc pe e-mail. Aș fi vrut să convenim împreună cum ar fi mai bine să alegem. Fiecare candidat în parte votează pentru el toți și numărăm numărul de voturi sau facem pe hârtiuțe mai secret. Pe hârtiuțe fiecare alege 3? Eu cred așa. Asta e părerea mea, nu? Deci, nu era cuvorumul, Nicolae, nu vineau oamenii, nu era cuvorumul, nu putem face nimic, nu putem strânge toată coaliția, înțelegi? Și nu putem vota, nu putem face nimic, nu era cuvorumul. Regulamentul conform, dar nu trebuie expus organizației. Dar pentru ce organizație moarte, care nu fac nimic, nici nu vin, nici nu... Vreau să participe, adică tu hai pui organizația. Păi, dar nu vor să participe, nu participă. Nu, dar ei susține de legii, că să avem o lege. Așa. Consiliul ok, dar calitatea ca organizație, ca să-i spun cine și o să Irina exact. Spună punctele. Noi punem punctele. Plusuri în rând cu fiecare organizație. Deci, idom Gender Dog, Hyde Park. Dacă le alege. Secolul 21, Gender Dog, idom. Idom, Hyde Park, secolul 21. Stai. Hyde Park, secolul 21. Idom Gender Dog, secolul 21. Gender Dog, Hyde Park, secolul 21. Și ultimul vot. Și secolul 21, corect? Da. Gender Dog, Hyde Park, Idom. Hyde Park, ai spus, da? Da. Atât. Atât, da. 1, 2, 3, 4, 5 voturi avem pentru idom. 1, 2, 3, 4, 5. Da, Vica, tu mai spune. Oh. 5 voturi pentru idom. 1, 2, 3, 4, 5 pentru Gender Dog. 1, 2, 3, 4 pentru Hyde Park și 4 pentru secolul 21. Democrație, frumos! Așa e. Încă o dată alegem. Alegem încă o dată. Secolul 21. Secolul 21. Nu falsificat nimeni alegerile, da? Hyde Park. Bulletin falsificat. Secolul 21. Gata, e clar. Da, de ce? Că votează 6, nu? Hyde Park. 6 votează. Ce este interesant. Păi atunci prima dată s-a votat 5, dar acum 6 votează. De ce nu 7? Hyde Park. De ce ne-a 7 rea nevotat? Eu n-am votat. Pentru că n-am votat prima dată, nu poți vota și a doua oară. Dar poți să implici, nu te obligă nimeni, asta e altă rundă de vot. Dar eu am pentru că eu nu am participat la procesul de schimbare. Da, mai putea să te răzbuni pe Hyde Park. Nu, prin votul decisiv. Ai putea să te răzbuni că am dat afară 9 ONG-uri. Pot să mă răzbun, dar nu în modul ăsta, așa, adică. Ca să nu te votez pe tine ca să participi la... Da. Mai faci secretariat? Sau dacă nu-ți granturi? Eu nu cred că este approach-ul de granturi sau nu, pentru că... A, nu, dar nu întreb așa caustic. Întreb dacă mai rămâneți sau nu în secretariat, că dacă noi ne asumăm secretariatul, ne retragem din consiliu. Și atunci o să fie 3 executori sau invers. 3 care decid și unul care execută. Și atunci noi ne asumăm răspunderea de executori. Haideți atunci eu să vin cu o propunere, pentru că de fapt eu am preluat secretariatul temporar de la fetele care au fost în trecut, Vera și Lina, și respectiv acum mai este o persoană nouă care să lucreze pentru secretariat din CNTM. Ele respectiv se întorc pe 19 decembrie în țară. Nu, noiembrie. Da, noiembrie, exact.
Și atunci când ele vin, facem o ședință după ce ele vin și comunicăm cu ele și vă anunțăm ce se întâmplă în cimitere. Aceea ar trebui să fie adunare generală și nu cred că o să vrem să facem una până în primăvară. Înseamnă să faci loterii, de pe voi. Cine rămâne și ăla este. A, ultimul vot. Hai dar să lăsăm pentru atunci. Nu, dar poate să vină, poate să nu vină. Dar propunerea mea este să vedem care dintre membri și ce domeniu ocupă, adică domeniul de activitate care vrea să-l ocupe. De exemplu, dacă... E doar noi, dar nu avem pe nimeni pe domeniul de tineret. Sau ceilalți, ce domeniul reprezintă. Oleg, ai fost cu ideea de a trage la sol? Da, n-aveam altă soluție. Atunci no, moneda... Și... Corect, fii, nu mi se pare corect. Nu? Dacă nu există alte soluții, ce faci, tovarășe? Referendum sau ce? E normal la asta soluție. Cum adică și vrei să putem toți membrii prezenți. Și atunci se primește că CNTM votează două persoane. Nu văd de ce ar fi discriminat pozitiv și ar avea două voturi CNTM-ul. Mai bine în voie hazardului. Eu nu sunt de acord cu soluția. Și dar cu asta ne-am lămurit și cu secretariatul. La următoarea ședință de Consiliu, cei trei aleși o să decidă. Scuze, față secolul 21, data viitoare. Mileniu 3 înainte. Idol 5 voturi, Gender 2 5 voturi și Hyde Park 4 voturi. Pro? 5 voturi din turul 2. Exact, din turul 2 pentru Hyde Park 4 voturi. Ce va merge în procesul verbal. Respectiv, următorul consiliu este reprezentat de Idol, Gender 2 și Hyde Park. Așa. Mergem la al treilea punct pe agenda, discuții pe marginea planului de activitate al noului Consiliu. Mă rog, este un draft de inițiative care ar putea fi preluat de către noul Consiliu, respectiv dacă sunt acum propuneri să excludem, să includem ceva sau să ajustăm la un alt standard, așteptăm propunerile dumneavoastră și lucrăm asupra acestora. Curaște? Eu n-am văzut. Curaște vea. Caută, ies. Băi, deodată mă trimite vine. Ies curaște vea. Da. Transmit chestiunea asta. Așa. Atunci rămâne cu specificarea că trebuie concretizat, concret. Deci asta e dorința mea, spre exemplu, dacă pentru... Eu zic ca să ne împărcăm pe Nicolae și nu fie punctul ăsta 1. Cumva ridicol că face parte din regulament, să scrie organizarea ședințelor de lucru ale coaliției conform regulamentului și cu obligația de a face ceva la fiecare ședință. Nu doar ne adunăm formal, ci la fiecare ședință fie sau o declarație, sau o inițiativă de proteze flash mob, sau un proiect ceva. Altfel degeaba ne adunăm, dacă nu naște nimic. Nu există măcar o decizie la acea ședință de consiliu, degeaba ne-am întrunit luna. Mai bine facem ca asta vară, nu ne întrunim deloc. Așa, am notat. Eu totuși nu cred că ești chiar cine știi și interesat, vă trebuie să fii care loc. Este obligator. Să ne întâlnim în fiecare este obligator, ca să nu ne uităm la față. Trebuie să ne întâlnim în fiecare lună și să ne gândim... Noi trebuie ce opțiune o dată în lună să ieșim în lună așa. Și să aducem aminte că existăm. Cum poți să faci să întâlnești de dacă voi ați spus nouă organizație de tot? Întâlnirea Consiliului. Dar este nouă organizație, cum nu veneau nicăieri? Da. Erau fantome. Nu participau nici la modificare de legi. Asta nu este vina lor că ei nu participă. Vina noastră. De exemplu, acasă de câte ori am sunat-o, ca să ne lămurim că nu e interesant. Nu reacționam niciun. Eu cred că nu asta e problema, absolut nu e asta problema, pentru că... Nu asta spune, ar trebui să fii pus în discuție, nu răspund la telefoane și așa mai departe. Punctul 2. Punctul 2 am inclus specificat. Alte chestiuni mai sunt? Consilierii noi aleși, trebuie să vină cu sugestiile în care se adoptă... Ia uite listă de sugestii. A două foiță mică. Să insercinăm. Să insercinăm, da? Primul. Deci organizarea ședinței de lucru Consiliul Coaliției, asta și este plan de activitate. Intră în... În plan de acțiune? Crede-mă că da, până acum atâta vara nu ne-am întrunit și asta cred că ar trebui să devină obligator, conform regulamentului, măcar o dată pe lună să ne întrunim și să adoptăm câte o decizie, câte o declarație ceva. Cu Telecomul nu știu dacă s-a luat legătura, de fapt, pentru că nu i-am telefonat eu. Dar vreau să-l întrebăm pe Radu dacă ar fi posibil să discuți cu Vanu, dacă ar fi eventual, iarăși posibil, mă repet, ca linia ferventă asta pe nediscriminare să fie transferată pe numerele voastre care le aveți.
Da, posibil. Eu am să iau în vedere și am să discut. Pentru că dacă următorul... Eu am înțeles deja ulterior... a fost o luată discuție pe tema dată. Da, a votat posibil și a asumat. Posibil. Păi nu, Natalia a spus că îi dăm o fieră linie, o, cum zic, un număr de telefon ca să figureze că linie fierbinte.